Viețica mea, te salut. Mircică, vezi că ai greșit o rău tare de tot, că un șmecher nu îndeamnă să o ia altul care să ține de șmecher pe temei legal. Un șmecher, când o ia pe costum, nu ceri bani. Eu sunt de modă veche, viețica mea, și așa am rămas. Eu nu șmecher, înțelegi? Eu sunt tiktoker. Dar la o adică, ba piciorul, sunt și pe stradă. Înțelegi? Ai greșit o rău tare de tot. Deci ascultă-mă, tu ai avut impresia că eu sunt țăran prost și aia. Nu e așa. În viața asta trebuie să te uiți pe cine vrei să arzi. Sunt oameni care trebuie să -i arzi, sunt oameni care merită să -i arzi și sunt oameni care nu trebuie să -i arzi. Trebuie să ți-i faci prietenii tăi, trebuie să le faci un gest, le-ai făcut un avantaj, le-ai rezolvat o problemă și ai spus, bă, frate meu, uite, am făcut gestul ăsta pentru tine, poate și tu la rândul tău o să ții cont de mine vreodată. Ca să prinzi omul dator, să fii dator moral, dar văd că la tine nu s-a inventat treburile astea. Uite aici stai tu, în carugate, ai înțeles? Primul bloc pe stânga, fractul stă la etajul 2, aici șasele, parcat acolo, care numere de România și nu-l conduci și te duci, traseul tău te duci la Sisal, la sală, la jocuri. Asta e așa, ca să-ți dai seama tu cu... pe cine ai reușit să-l superi un pic așa, înțelegi? Pentru că nu ți-asumi situația și tot postezi în Sfântul Petru. Pe-n privat, hau-hau, pe aici, hau-bau. Ai înțeles? Nu merge cu de-astea. Eu știu că șmecherii trebuie să fii șmecheri, trebuie să fii impecabil, trebuie să fii mediator de probleme. Ce facem? Bă, tu trebuie să înțelegi că la noi la Brăila vezi bănuțul ăsta. Dacă vreau să-l dau eu, îl dau eu. Nu îl dau că mi-l ceri tu sau mi-l ceri cineva. Îl dau eu că vreau eu. Ai înțeles? Dar nu când te impui tu mii sau încerci tu să mă duci tu pe mine, pe fentă, că 30 de mii să se retragă declarațiile, să nu știu ce acolo. Omul ăla oricum n-a pus nicio declarație, nicio de-aia, numai că s-a dus staful de acolo și vătămare corporală și tulburare. Tot dădea tentative de omor. Bă, dar unde vă vedeți voi, mă, cu tentativele de omor? Voi credeți că așa e omorul pe bandă? Sau dacă vrei să iei viața la un om, nu eu iei? Eu iei. Și te duci la pușcării. Ce ai făcut? L-ai nenorocit și pe ăla te-ai nenorocit și tu. Văd că nu știi să faci diferența dintre educativul și... când faci ceva cu răutate. Da? Câtă lume ți-a căutat adresa? O grămadă. Ți-o spun eu după acum, că știu și discuțiile. Ți-a căutat o grămadă de lume adresa. Uite adresa ta. Asta e adresa ta. Rezolvă treaba astăzi. Rezolvă treaba astăzi, gândește, dacă știu adresa ta, s-ar putea să te trezești cu vreun kilogram de cocaină pe mașină, eu ți-o spun după acum, ba pula în dracu, sau cine știe ce chei. Da, și ai să plângi pe urmă, aoleu, m-a băgat lumea la pușcării. Facem și de astea, dacă să moară mama, dacă nu vă vedeți de treaba voastră, viețica mea. Păi da, adică la voi e permis să faceți golăneli, la alții nu-i permis, alții nu poate să facă golăneli. Mircea, rezolvă treaba, până nu rezolv treaba nu vreau să primesc telefon, mesaj de la tine, nimic, sau din partea ta la cineva, nu încercați să, cu tertipuri să pui pe nu știu cine, să amenințe, să-mi facă live-uri, că mai tare faci, mai tare mă enervez, dacă faci live-uri mă enervez pe bune, acum sunt doar supărat pentru că nu mă așteptam la tine, tu Mircea nebunul să ai atitudinea asta, să crezi că toată lumea e proastă și spatinează la vrăjeala ta, ai înțeles? Vezi că eu n-am șef, n-am avut șef, pe mine îți mai repet odată, Soare nu-i prietenul meu, dar nici așa să ducă omul la pușcării, pentru ce frate, nevinovat? Dacă era vinovat, da mă, du-te la pușcării, fii bărbat, fă-ți pedeapsa. Treaba ta, tu ți-am zis, vezi cum o dregi, vezi cum vorbești cu prietenii tăi, de sai tăi, că așa e frumos, dacă vor...
vreo răzbunare cu ăsta, să răzbunii până nu o mai putea, că nu mă interesează pe mine, nu interesează pe nimeni, treburile lor acolo, personale. Doar că nu-i frumos să ducă omul la pușcării. Ce încearcă să fac? De ce n-a spus toată filmarea din stradă până în clipa când s-a pus bucata aia de video? Nu. S-a tăiat de acolo și s-a dat drumul, s-a trimis la 1, la 2, la 3 în particular. Aia lanții a mai dat la altul, la altul, la altul. Intenționat și premeditat ca să ajungă public treaba aia, să preia televiziunile, să-l legați pe ăsta, să-l faceți pachet. Și mie mi-ai sunt privat că, domnule, dar voi vă dați la televizor, bă, noi nu avem obiceiurile tale. Noi nu avem, că nu avem relații la ziare, nu ne bagă ziarele pe noi în seamă, nu avem de astea, nu facem noi, nu trimitem noi pe la... Înțe și mai ales, ți se pare că la era un video să-l de laudă, să-l dea ăsta, să-l laude. A avut ăsta timp, avea ăsta acces la camerele de la Azimut. Băi, lumea nu-i proastă, stă și o gândește. Hai, te pup și ce să spun, mult succes în viață. Până n-ai rezolvat problema asta, nu mai ești prietenul meu. Eu nu am prieteni instigatori, eu nu am prieteni prăduitori, eu nu am prieteni manevriști care face manevri și dacă am vreun și nu știu de el, să se scoată el din viața mea. Eu sunt din modă veche, nu-s cu prăduieli, țiponeli, îmbrângături și țaca-paca. Sănătate!